Crucea Roșie, filiala Călăraș, s-a implicat cu voluntarii și ambulanțele din dotare în campania de vaccinare aflată în plină derulare în această perioadă în mediul rural. Directorul Crucii Roșii, Aura Giurcă, ne dă mai multe detalii despre acțiunile, cursurile și colaborările instituției pe care o conduce. Aveți un nou președinte la Crucea Roșie. Despre cine este vorba? Da, vineri am avut adunarea generală extraordinară a Crucii Roșii Călăraș și avem un nou președinte. Se numește Lazar Daniela. Este asistent medical, licențiat, este un voluntar al nostru de 11 ani, de când sunt eu director la filială. Dana este prietena noastră, ne-a susținut de cele mai multe ori, este și instructor de prim ajutor și cu ea am ținut la început cursurile de prim ajutor de bază. Este o persoană extraordinară, este deschisă, este un foarte bun profesionist și contează foarte mult că știe ce înseamnă Crucea Roșie și voluntariat. Ați vorbit despre cursuri. În momentul de față știu că derulați cursuri. Ce cursuri aveți? Avem cursurile de bază, cursurile de prim ajutor pe care le facem la entitățile fizice sau juridice. Mai avem cursurile de calificare infirmier, brancardier, îngrijitor bătrân la domiciliu, babysitter și asistentul personal al persoanei cu handicap grav. În ce acțiuni sunteți prinși în momentul de față? În momentul de față avem o în desfășurare, o acțiune foarte frumoasă, se numește Caravana cu vaccin și este posibilă această acțiune datorită BCR, asigurări de viață. Prin Sediul Central am primit o sponsorizare din partea BCR-ului și noi am pus la dispoziție mașinile, șoferii și voluntarii pentru această caravană. Pentru că sunt foarte multe persoane din mediul rural care nu cunosc beneficiile vaccinării și este normal să punem și noi umărul să ajutăm la răspândirea informațiilor necesare. Am distribuit pliante, am făcut și chestionare, am vorbit cu medicii, am vorbit cu oamenii din comune și eu zic că este un succes. Avem alături de noi, normal, Direcția de Sănătate Publică. Ei ne-au pus la dispoziție echipele care merg la vaccinare împreună cu medicii și cu asistentele de la centrul de vaccinare. Noi plecăm dimineața cu 2-3 mașini în comune. Mașinile cu voluntari rămân ca să și ajute la buna desfășurare a activității și cealaltă mașină mică, Loganul, merge pentru publicitate. Adică astăzi merge în Adragalina, mașina mică merge la Perișorul ca să facă cunoscut faptul că noi vom veni și acolo și cine dorește să se vaccineze să vină în ziua și în ora stabilită. În această perioadă, în ce localități ați mers cu caravana? Am fost și în Mitreni, am fost și în Chiselet, am fost și Modelul, Dragalina, Perișorul, Unirea, Jegălia, în toate localitățile unde s-au făcut programările pentru vaccinare, pentru prima doză, dar și pentru rapel. Câți voluntari aveți implicați în acțiune? Păi fiecare mașină are câte un șofer, tot voluntar, și vor mai fi și mai sunt încă 6, câte unul pe fiecare ambulanță și ceilalți în mașina mică, pentru că mașina mică consumă mai puțin și pleacă pentru distribuirea materialelor publicitare. Despre colaborarea instituției pe care o conduceți cu primăriile din județ, ce ne puteți spune? Primarii sunt deschiși pentru acțiunea aceasta sau în general? În general. În general. Am parteneri 32 de primării. Eu zic că din 55 de primării este un scor bun. De câte ori avem ajutoare, noi le dăm, de câte ori avem proiecte, noi cooptăm. Iarăși avem primării care ne solicită. Sunt persoane care rămân fără casă sau nu au venituri și noi îi ajutăm cu tot ce se poate, cu ce avem și noi în momentul respectiv sau ce reușim să facem rost. Eu zic că este o relație bună. Cam cu 80% din primării. Încă sunt primari reticenți și care nu știu ce înseamnă Crucea Roșie. Este mai greu de colaborat cu primarii sau cu primăriile care sunt foarte îndepărtate. Pentru că atunci când vin la Călăraș, într-o mașină de primărie, intră toți. Unul se duce la ANAF, unul se duce la poliție, unul se duce nu știu unde și nu mai au ajutoare. E mai greu de colaborat cu ei, dar și ei vin să-și ia ajutoarele. De exemplu, dacă într-o comună există un caz social, primarul vă poate contacta pentru a identifica bunurile cu care dumneavoastră ați putea să ajutați?
Pot să dau un exemplu? Da. Ne-a sunat primarul de la Dragoș Vodă acum ceva timp și ne-a spus că într-o casă construită duplex, spate în spate, erau două familii. Acolo au luat o casă din cauza unui scurt circuit și au așezat o familie într-o casă, o altă familie la niște oameni care i-au primit. Și am încercat să-i ajutăm. Nu am reușit să reconstruim noi casa de la zero, dar am ajutat cu dotarea casei, cu mobilier, cu televizoare, nu mai spun de haine, de alimente, de chestii din astea, dar electrocasnice, jucăriile pentru copii, calculator, am dus tot ce s-a putut. Au fost și alte zone unde, la Vârbănești, ne-au solicitat pentru doi copii care nu aveau, le muriseră părinții și le-am dus de la pat, saltea, șifonier, mobilier, până și parghetul de pus pe jos. Adică acolo unde putem, ajutăm. Nu peste tot pot să spun că reușim să facem lucrurile astea. Dar măcar dotări. Mobilier, de exemplu, noi am avut foarte mult. Am dus electrocasnice din cele primite de la oameni. Păi cred că am avut vreo 10 frigidere, mașini de spălat vreo 7-8, cuptoare cu microunde. Avem mobilă completă de sufragerie sau mobilă de dormitor și le-am dus și eu zic că sunt deci mulțumiți. Nu pot apela cu încredere. Da, sigur că da. Eu chiar i-am încurajat pe cei de la asistența socială să ne semnaleze cazurile. Este greu de aici. Eu doar ce mai văd pe rețelele de socializare cazurile medicalizate. Da, atunci în cele mai și sunăm. N-aveți nevoie de ajutor? Nu vreți mobilă? Nu vreți o mașină de spălat? Că avem. Dar până la dumneavoastră, primăria ar trebui să se autosesizeze în prima fază. Ar fi bine să ne solicite, pentru că și noi putem să colectăm mai multe. Știu că este o problemă la noi cu mașina, dar uite, ne mai ajută oamenii din oraș cu diverse mașini de marfă și putem să le colectăm și să le aducem mai la sediu. Sunt convinsă că primarii găsesc o posibilitate sau găsesc o soluție pentru a veni să ia de la noi mobila sau le-ar fi mai ușor. Cum să? Se apropie sfârșitul anului școlar. Ați încheiat campaniile? Știu că ați distribuit tot felul de produse prin unitățile de învățământ. Am distribuit prin proiectul național Colgate 9.000 de produse de igienă, paste de dinți, periuțe de dinți, săpunuri copiilor de clasele 0-4 din județul Călăraș. Sunt o treime din mediul urban și două treimi din mediul rural. Așa este regula. A fost ultima campanie până la sfârșitul anului școlar? Da. Bine, acum mai avem o campanie. Dar nu știu dacă e campanie. Noi aveam în fiecare an concursul sanitarii pricepuți. Începeam prin iarnă, prin decembrie-ianuarie, să ne pregătim. Veneau de la școli, făceam echipaje, de la clasele a 5-a, a 8-a și pentru cei de la 9-a, a 12-a. Și aveam concursurile. Acum, dacă nu mai avem voie să ne adunăm și să îi aducem pe copii aici să învețe, să lucreze cu manichinul, avem posibilitatea să înscriem în concursul sanitarii pricepuți online. Am trimis deja la inspectoratul școlar și sunt câteva școli din județul Călăraș care s-au înscris. Încă nu știu cum se va desfășura acest concurs. Bănuiesc că tot online vor fi niște testări. Dar perioada știți când va fi? Urmează să o comunicăm. Vom primi și noi de la sediul central.